Hai salut, bă băieți, bine v-am regăsit la un nou videoclip pe canal. În videoul de astăzi o să facem top 5 superuri inutile, ultimăți, cum vreți voi să o luați. Dar înainte să începem videoclipul, nu uitați de butonul de like și de subscribe ca de fiecare dată și să activați acel clopoțel dacă vreți să primiți notificare de fiecare dată când postez. Cam ce înseamnă top 5 cele mai inutile superuri este că o să prezint după părerea mea, desigur este o opinie personală, cam care sunt cele mai slabe ultimăți din joc și care sunt barurile aceea, adică niște ultimăți care nu prea contează dacă le irosești sau dacă nu le irosești, adică sunt ceva care nici nu prea contează că le ai chiar atât de tare. Astea fi spuse, hai să trecem la videoclip. Locul 5, desigur, după părerea mea este cam ultimata pe Carl. Această ultimată mi se pare una dintre cele mai slăbuțe din joc, doar datorită faptul că nu prea poți să profiți de această ultimată, adică nu te ajută atât de mult pe cât ai vrea. Ce înseamnă acest lucru? N-am zis că este efectiv inutilă și nu face absolut nimic, habar nu am ce face acea Shelly. Este vorba că nu o folosești atât de des pe cât ai vrea, iar dacă nu ai acel star power protective pirouette, mi se plimbă limba în gură, nu prea poți să folosești această ultimată să faci kill-uri sau chestii de genul, pentru că de multe ori cam toată lumea, sincer să fiu, folosește star power-ul, power throw sau cum se numește, să-ți vină hit-ul mai rapid și chestii de genul, pentru că este mult mai folositor de, să zic așa, 90% dintre cazuri, pentru că cu car nu vrei neapărat să faci kill-uri cu ultimata pentru că rămâi low. De aceea în meciuri nu prea o să folosești această ultimată maxim o dată de două ori, depinde și de match-up-urile pe care le ai, poate poți să dai ultimata într-o Sandy sau chestii de genul, dar în general vrei să păstrezi distanță și m-o pălit gestia aia de... În fine, deci vrei să păstrezi în general distanță cu Carl, să nu te bagi aiurea. Sau o folosești de mai multe ori când te respawnezi din Brawl Ball, de exemplu, nu știu, să ajungi mai repede la centrul hărții, să recuperați controlul mai rapid sau să fugi din anumite situații sau la gen grab, de exemplu, să iei un gem. Poți să folosești, de exemplu, la, să zic, în Siege, poți să mai iei un Bolt sau chestii de genul cu ultimata. De asemenea, nu prea o folosești în scopuri de kill-uri sau chestii de genul, pentru că nu prea e atât de folosită în scopul acesta și de multe ori la Brawl Ball o folosești și dai cu ultimata super, adică na, un shoot cu putere gen cu ultimata, shoot-uri cu ultimata sau chestii de genul, pentru că ultimata nu este chiar atât de folosibilă și na, poate multă lume nu o să fie de acord, dar vorbind de trofee mai măricele, cam asta se întâmplă în aproape orice match, sincer să fiu, mai rar să dai o ultimată cu Carl din care să faci kill sau chestii de genul. Și de ce fac băieții tip pe mine? Sunt și eu micuț aici, da, ok, da, aparent fac oamenii tip pe mine, deci nu este vorba să câștigăm, v-am zis, ultimata o folosești mai mult să scapi sau să iei un gem, o minge, să dai shoot cu mingea, ceva genul cu ultimata, nu prea o folosești în scopuri cu kill. De asta o categorizez una de cele mai slăbuțe ultimăți. Desigur, fiecare ultimată are rolul ei. Nu putea să aibă Carl ultimată care să facă prea multe chestii, pentru că deja este un brawler foarte, foarte bun și greu de balansat. Hai să trecem la următoarea. Așa, trecem și la locul 4. Desigur, este ultimata pe Piper. De asemenea, ultimata în care o să folosești destul de rar, pentru că această ultimată este în majoritatea, să zic așa, 90-80% dintre cazuri este nefolositoare. De ce? Pentru că, în general, Piper joci pe gem grab, pe mapele mai deschise sau pe Bounty, pentru că pe Bounty Piper domină, este un brawler care face kill-uri foarte, foarte rapid, are un gadget care de asemenea ajută să faci kill-urile foarte, foarte rapid, iar faptul acesta este, chiar dacă ultimata se face relativ ușor, adică din 3 hituri ai deja ultimata, nu prea pui să o folosești, pentru că în general dacă joci Bounty nu vrei să te bagi agresiv să mori, de asemenea în gem grab până la urmă se joacă gem carrier, nu vrei să te bagi agresiv să mori cu gemurile, pentru că până la urmă este un mid. Iar astea sunt game modurile și poți să scapi cu ultimata, să zic așa, în diferite situații sau dacă vrei să spargi anumiți pereți, cum am făcut eu aici, am spart acei pereți să nu-și mai pună acea Penny, mortarul, după acel perete, dar v-am zis, ultimata o folosiți în scopuri, nu știu, să scăpați de ceva anume, dar v-am zis, în majoritatea cazurilor, să zic așa, 90% dintre cazuri, nu prea o să apucați să folosiți această ultimată, pentru că nu e folositoare și nu e atât de bună pe cât ați crede voi. V-am zis, puteți să o folosiți eventual în gem grab să mai luați câte un gem,
și să săriți cu ultimata, pentru că nu contează dacă o aveți sau nu, nu intimidați absolut niciun adversar dacă aveți această ultimată sau dacă nu o aveți, iar faptul acesta este puțin cam aiurea, bine, într-un fel nici nu putea să aibă o ultimată foarte foarte bună, pentru că Piper, v-am zis, este unul dintre cei mai buni brawler pe Bounty și ar fi foarte foarte OP să aibă și o ultimată în care să o ajute prea mult, adică să facă și kill-uri. De asemenea, ultimata în general și pe Bounty o veți avea majoritatea timpului, adică din 2 minute în cât o să fie Bounty-ul, poate să zic un minut jumate o să aveți ultimata într-una fără să faceți ceva cu aceasta. Și meciul acesta durează 10 ani pentru că cu echiperii mei tot mor. Dar v-am zis, ultimata în general o să o aveți într-una, pentru că nu o să vă ajute mai deloc, după cum am zis. Rare ori când o să aveți cazuri în care sunteți aproape moarte și chiar trebuie să folosiți ultimata și eventual să spargeți câțiva pereți, bușuri care nu vă convin pe harta. Hai să trecem și la locul 3. Desigur, după părerea mea, este ultimata pe Bell. De asemenea, ultimata care nu prea te ajută mai deloc, sincer. Iar în cele multe cazuri nici măcar nu o să prinzi această ultimată, pentru că această ultimată, sincer, să folosești mai mult pe tanci eventual, iar Bell se folosește mai mult pe mape deschise și chestii de genul, iar acolo tancii nu se prea joacă, iar această ultimată pe un brawler mai squishy precum un Spike sau ceva în genul nu prea te ajută mai deloc, sincer să fiu, nici pe tine, nici pe echipa ta, pentru că nu contează mai deloc, sincer să fiu, această ultimată. Și este și destul de greu de prins, pentru că de multe ori o ratez. Bine, nu că ar fi o tragedie, asta încerc să explic, pentru că ultimata chiar nu prea te ajută nici pe tine, nici pe coechiperii tăi. Desigur, dacă sunt niște brawleri cu mai mult HP, da, nu poți să zici nu, este decentă să o ai, dar nu chiar atât de folositoare pe cât ți-ai dori, să zic așa, și tocmai a sărit într-un bull, nu e tocmai ce vreau să fac. Dar după cum am zis, ultimata aceasta vrei să o folosești mai mult ca să omori eventual ceva anume specific și cred că Piper reușește, wow, și sări de acolo, what? Ce play pe Piper, dar din păcate sunt mort pentru că nu am ce să fac aici. Deci am zis ultimata aiurea și nu prea are atât de mult folos. Desigur, poate fi bună în diferite cazuri, dar în cele mai multe cazuri o să o ratezi și se face și destul de greu din 5 hituri, deci na. Cam aiurea cu ultimata, deci da, hai să trecem și la locul 2. Așa, trecem și la locul 2. Din nou ultimata care este foarte, foarte inutilă, după vremea cam aproape cea mai inutilă din joc, este ultimata pe Squeak. Nu știu cum să vă zic, băieți, chiar dacă Squeak, sincer să fiu, este un brawler destul de slăbus la momentul actual, chiar mai slăbus decât mă așteptam, adică mă așteptam să fie puțin mai bunicel și na, după câteva zile chiar mi se pare destul de inutil acest brawler. Iar ultimata de asemenea este foarte inutilă, sincer o arunci decât pentru presiune, dar ultimata în sine nu prea face multe, adică este practic o bombă care o arunci și speri să nimerească adversarii, pentru că în cele mai multe cazuri această ultimata nu nimerește mai nimic și spun asta din experiență proprie, adică nu nimerește absolut nimic. Pentru că este ultimată destul de greu de nimerit și este foarte random. Ce înseamnă random este că ultimata în sine merge aiurea, chiar dacă are un pattern anume în care se despart acele chestii. Este destul de greu să-i prinzi unui jucător mai bunicel, desigur o spun și din experiențe personale. Ultimata este chiar destul de inutilă și se face foarte lejer, adică se face lejer, dar nu ajută mai deloc. Din ce am văzut, cea mai bună folosință la această ultimată este să o arunci peste pereți când îi presezi pe adversari sau o poți da în diferite turete, urs, de exemplu pulsul Nita sau ceva mortar, chestii de genul, ca să le distrugi în prima, dar în rest este o ultimată destul de inutilă, dar da. Hai să trecem și la locul 1. Și cea mai slabă ultimată din joc, desigur toată lumea cred că se aștepta, dar este cea pe Jackie, o ultimată de-a dreptul
inutilă din orice punct de vedere. Sincer, rare ori și vedeți și voi, practic trage adversarul la tine și îți dă un mic shield, dar de multe ori o ratezi complet și chiar nu te ajută absolut deloc acel shield, să zic așa, care îl primești de la ultimată. Și nu știu, mi se pare absolut complet useless chestia asta. Singurul lucru bun la Jack este damage-ul pe care îl are și acele gadget-uri și star power-ul, desigur, care este destul de bunicel, un star power care îți dă să zic, mai mult HP, să zic așa, pentru că practic a fost luat ca și cum mai avea mai mult HP, dar ultimata în sine este complet useless, de multe ori o să o ratez pentru că nu are un range destul de măricel și în general dacă nu sunt playeri, să zic așa, mai slăbuți, desigur o să știe să se ferească de ultimata ta și o să țină distanță de tine. Are totuși să încercăm și un trick shot așa pentru episodul din dacă ne iese și din păcate nu. Deci ultimata în sine, v-am zis, nu prea are nicio folosință decât dacă ești în situații critice, poți să o dai atunci acolo să îți dai eventual pentru protecție, dar în general nu prea te ajută cu absolut nimic și nu vă gândiți că am vrut să dau gol pentru că am dat intenționat așa, dar am vrut să folosesc mai mult ultimata să văd dacă reușesc să o folosesc în ceva cazuri, dar na, ultimata este efectiv useless, nu contează dacă o ai sau dacă nu o ai, v-am zis, puteți să o folosiți absolut oriunde, să o dați cu mingea, să o folosiți în gem greu sau absolut oriunde, ultimata aceasta nu o să vă ajute cu absolut deloc și în rare ori o să vă ajute, să zic așa, nu știu, eventual să trageți un brawler care are ceva anume sau să faceți un kill cu ajutorul ultimății, dar da, astea fiind spuse, cam asta a fost și cea mai slabă ultimată după părerea mea. Bun, băiți, cam asta a fost și de clipul de astăzi, sper că v-a plăcut, desigur am spus, este o opinie personală, este un top personal, dar cam astea sunt cele mai inutile și cele mai nefolositoare, să zic așa, ultimăți, super, cum vreți voi să o luați din joc după părerea mea. Chiar dacă poate nu vă așteptați, sincer, nici eu nu mă așteptam cea pe Squeak să fie chiar de slăbuță, dar din păcate este. Pe Jackie toată lumea știa că este absolut inutilă. La fel și cu Bell, este ultimata care nu contează dacă o nimerești sau nu. Este la fel de inutilă și cu și fără ultimata. Doar mecanica este foarte, foarte bună, acel curent și damage-ul pe care îl are și așa mai departe. În rest, pe locul 5, să zic, nu știu, Carl poate e cam dintre cele mai bune, dar altă ultimată mai slabă decât cea lui care sincer nu prea am găsit și da. Ne vedem data viitoare, să aveți o zi sau o seară faină, depinde când vedeți videoclip, numai bine, pa, pa!